inedită expoziție dedicată Bibliei a fost organizată în primele două zile ale săptămânii patimilor într-un complex comercial din municipiul Suceava. Colecția îi aparține lui Vasile Kindriș din comuna Ilișești și cuprinde Biblii tipărite de-a lungul timpului în diverse limbi și formate, texte ebraice scrise pe pergament și obiecte de cult. Una dintre piesele expoziției o reprezintă Biblia tipărită pe o singură foaie, cu litere de dimensiuni microscopice. Tora evreiască de buzunar reprodusă, sulul Esterei, mezuză, ceea ce înseamnă un text din Biblie care se pune pe tocul ușii, fruntarul evreiesc care se ține pe frunte, un alt suport care ține cele 10 porunci pentru mână și diverse altele, traduceri ortodoxe, catolice, protestante, ale Institutului de Lingvistică, care nu sunt confesionale. Vasile Kindriș a început să colecționeze Biblii încă de la 17 ani și spune că și-ar dori să înființeze chiar și un muzeu dedicat Sfintei Scripturi. Orice traducere diferită care mi-a apărut, am căutat să obțin în colecție. Și mai ales după Revoluție, că au fost Biblii din perioada interbelică care purta scris, dedicată majestății sale regelui Carol sau Mihai. Astea erau urmărite de comuniști, arse persoanele respective arestate și aceste Biblii au fost distruse sau au fost ținute ascunse și nu s-au putut intra în valoare până acum. Doresc înființarea unui muzeu care să fie destinat numai cuvântului lui Dumnezeu, Muzeul Bibliei. Deci aici este și scopul colecției mele. Expoziția mai cuprinde standuri dedicate istoriei traducerii Bibliei în limba română, un stand dedicat copiilor, un interesant labirint biblic realizat din panouri care cuprinde un sumar în texte și imagini ale Sfintei Scripturi, dar și un stand unde posesorii de tablete și smartphone-uri aveau posibilitatea să-și descarce diverse traduceri ale Bibliei în format electronic. Este un eveniment unic în România. Pentru prima dată există la Iulius Mall Suceava o expoziție intitulată Labirintul Bibliei în cadrul Zilelor Bibliei, care se află, iată, la prima ediție. Sperăm și în anii următori să se întâmple lucrul ăsta aici sau în altă parte, în Suceava. Acest labirint biblic presupune 18 panouri de dimensiuni destul de mari, iar cei care vin, vizitatorii, au ocazia să intre prin Geneza și să vadă marile evenimente ale Bibliei prin imagini și text. Evenimentul, care a avut loc în perioada 29-30 aprilie, și-a propus să prezinte rolul Sfintei Scripturi în istoria omenirii.